colectivul de actori, trupa de actori, care tocmai a terminat reprezentația de la Donway. I-am obligat să stea să ne spună, să ne povestească câteva cuvinte, deși sunt foarte obosiți și vor să ajungă acasă să-și hrănească peștișorul roșu din copac. Da. Deci mă apropii de ei și ei ne vor spune câteva cuvinte. Încep cu cel care e cel mai din față, care nu este totuși șeful lor, dar îi place să... E cel mai înalt? Ești mai înalt ca Marius? Firește. Evident. Laurențiu Bobeică, primul care ne va spune de ce nu bea înainte de spectacole. Nu bea, fumează țigări de false. Spune ce părere ai de piesa aceasta rusească. Îți priește? În acest moment numele meu este Lev Ghenadevici, deoarece interpretăm o piesă rusească. Fără zgomot, da? Te-ai simțit bine ca milițian în piesă? Da, ca milițian pot spune că este floare la urechi. M-am născut să joc acest rol. Cu toate astea, cel mai frumos rol și în pielea mea este acela de virusolog. Virusologul este the cherry on the top. Altă întrebare este dacă s-o iau de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. Depinde de ce partid sunteți, de dreapta sau de stânga. În funcție de asta vom afla răspunsul. O iau din mijloc atunci. Perfect. O iau de la Andrei Călina, care să-i pun o întrebare. Vă rog. O întrebare. Mai poți? Să ce? Care este scena din piesă care ți-a plăcut cel mai mult? Ca text, cred că cea cu Mirele și Mireasa și ca conținut cea cu regizorul și compozitorul. Deci scenele în care a jucat el. Păi, la alea m-a referit normal. Își trage pe totul lui. Cireașa, de pe, totul, de pe eclerul, crema de pe eclerul nostru. Lavinia Eiler. Eiler este? Stau prost cu limbile străine. Spune, cum a fost să-l chinui puțin pe virusolog? Să știi că piesa are așa o nuanță ușor feministă. Ai văzut că, în general, femeile în această piesă sunt mai puternice și mai hotărâte decât bărbații. Depinde de ce. Nu chiar în general în piesă. În general în viață. Deci îți place să joci rolul de femeie puternică? Cred că mi-a plăcut mai mult prima scenă, Mirele Mireasa, unde nu sunt neapărat o femeie puternică. E din cauza că te ascunzi după mami. Am înțeles. Bianca Totolici. Bună seara. E bine scris spus Totolici? Da. Poate încep să greșesc numele. Nu, e ok. I-ai făcut și coreografia Îngerului. Da, da, a fost o onoare să lucrez cu Marius. Mă bucur, este foarte, foarte expresiv și am avut din plin cu ce să lucrăm. Și, da, sper să avem cât mai multe colaborări în continuare. Să știți că nu e așa sobră în general. Da, dar da, seara asta este să simte așa. E o seară festivă, da. Să apropie Crăciunul. Și acum cea mai blondă dintre blonde, care odată s-a supărat pe mine pentru că am zis că are succes. A luat un mare premiu și am spus că pentru că e blondă și mi-a zis că nu e adevărat, ci că este bună actriță. Așa că o rog să se prezinte singură. Denisa Onisie, bună seara. Bună seara. Cum a fost? Greu? Depinde. În seara asta sau în general? În seara asta. Ținând seama că s-au schimbat rolurile atât de mult între ele. Fiecare a jucat mai multe
Și foarte diferite roluri. Din contra, cred că e mai greu să menții un rol pe toată durata unei piese decât să schimbi. E mai ușor să menții un rol timp de 10 minute în loc de 2 ore. Deci mi-a prit chestia asta. Mulțumesc. Și vă mulțumesc. Este foarte drăguță. Trec un pic și peste alt drăguț care este idolul femeilor de toate sexele și genurile. O să vă întoarce. Marius Avramescu este un tip intelectual, să știți. Rolul acesta, nu știu dacă... Cum l-ai simțit în interior, în forul interior, să fii înger? Da, deși ați spus că sunt un tip intelectual, n-am înțeles absolut nimic din ce mi-ați spus acum. Nu sunt românește. Ce anume? În postmodernism, orice se poate întâmpla. Cum te-ai simțit în pielea unui înger? Adică să poți aripi de înger. Obositor. Obositor. Este, de fapt, codul întregii povești, îngerul. Este cel care ne pune să ne întrebăm dacă lumea are un viitor sau nu. M-ați lăsat fără cuvinte, ați... E clar. Asta este un răspuns... Un răspuns cu adevărat sintetic. Oricum, noi mulțumim că pentru această interpretare și pentru sacrificiul de a sta și de a dansa și de a sta în picioarele goale. Deși nu pare, timp. După fața mea și după felul în care vorbesc, chiar a fost o plăcere. Mulțumim. La vară o să fie și mai bine. Pe căldură, la... Da. Se poate juca și la plajă. Iată, hai să trecem la regizorul spectacolului. La Teodor Crețu, care, deși a văzut de nenumărate ori spectacolul, chiar a râs în timpul... Da, chiar am râs. A fost amuzat. Da. Deci asta înseamnă că spectacolul este de succes. Dacă regizorul râd, înseamnă că spectacolul e bun. Și merge înainte. Da, normal. Și actorii fac cioace. Nu știu ce sunt cioacele, dar sună bine. Și de sună bine. Și Ionuț Strat. Da, bună seara. Bună seara. Ultimile cuvinte și concluzia. Să-l așteptăm pe Moș Nicolae. Moș Nicolae, deci nu va aduce vărguța pentru copiii cu minți. Eu deja mi-am recâștigat vederea în seara asta, deci eu sunt mulțumit. Scena asta mi se pare cea mai interesantă dintre toate. Mie mi-a plăcut cel mai mult dintre toate scenele, pentru că are caracterul ăsta mitic. E scena care mi-a dat și cel mai multe bătăi de cap la repetiții. De asta nu te, poți, mai nu te poți opri acum să nu stai cu mâinile pe înger. Da, corect. Ne aduce noroc. Se poate spune că a primit o vedere de la înger. O vedere. Un suvenir. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și succes în continuare. Mulțumim.